acest video vă voi arăta cum să folosiți aplicația Padlet într-o activitate de la clasă. Padlet este un website și o aplicație mobilă care le permite elevilor să creeze propriul proiect, individual sau în echipă, un proiect care poate conține imagini, text, link-uri, fișiere audio și video, postate ca niște notițe pe un perete virtual. Toate într-un singur loc, aranjate în formate prestabilite sau foarte ușor de personalizat, de la zero, creative și colorate, ceea ce le face foarte atractive pentru elevi. În varianta gratuită puteți crea 3 proiecte într-un cont. Tema aleasă pentru proiectul pe care îl voi realiza în Padlet este Ziua Europei, care se apropie, dar puteți alege orice alt conținut de învățare pentru elevii voștri. Voi deschide aplicația instalată din magazinul Play, o vedeți și pe ecran, are ca simbol la iconiță un cocor colorat origami. Pentru a putea folosi aplicația ca profesor, vă recomand să vă faceți un cont, este gratuit, așadar apăsați Sign Up pentru creare cont sau Login dacă aveți deja cont. Eu am deja cont, prin urmare voi apăsa Login și mă voi conecta cu contul meu Google. L-am selectat. Bun, s-a deschis aplicația. Pentru că îmi doresc să fie cât mai aplicat acest tutorial, voi prezenta aspectele de bază și vă încurajez să experimentați și voi mai departe, să apăsați pe toate butoanele și să vedeți ce se întâmplă. Acum voi prezenta varianta pentru profesor și la final cea pentru elev. Mă uit la ecran și mi-atrage atenția acel buton roz cu simbolul plus. Și văd că se potrivește și cu textul de mai jos, Make a Padlet, fă un Padlet. Dacă apăs, fie pe plus, fie pe Make a Padlet, observ că apar mai multe opțiuni. Pentru că nu știu exact ce să aleg acum, am opțiunea să le previzualizez. Eu am o recomandare pentru acest proiect, dar o să vă arăt și cum puteți să le vedeți pe toate ca format înainte să alegeți unul și să le alegeți pe cel mai potrivit. Dacă vreau să previzualizez un model de Padlet, ceea ce trebuie să fac este să glisez degetul de la dreapta spre stânga pe ecran în dreptul modelului și îmi apare preview, previzualizare. Că mai las puțin. Bun. Dacă acum apăs preview, îmi arată modelul, formatul pentru șef. Observ aici că este un model de coloane, informațiile sunt așezate una sub cealaltă, pe 3 categorii aici, ce știm, ce vrem să știm, ce am învățat, un model cunoscut și utilizat la clasă. Bun. Pentru a închide previzualizarea, apăs Close. Un alt model pe care vi l-aș recomanda și care este foarte potrivit și pentru activitatea de Ziua Europei este Timeline. Aici o să vedeți cronologic sau pur și simplu în ordine în care are o logică să postați materiale. Aceasta este o temă sportivă, dar ea poate să fie adaptată. Închid. Pentru a-mi crea propriul Padlet și a-l personaliza, nu voi mai da preview, ci voi apăsa direct pe modelul ales. În cazul meu, voi apăsa pe Shelf. Platforma generează automat un titlu, o descriere, precum și un fundal. Toate acestea le putem personaliza mergând în partea din dreapta sus la rotiță, la setări. Bun. Și eu voi vrea să denumesc altfel proiectul și anume Ziua Europei 9 mai 2020. Aici la descriere
Poți să le oferi instrucțiuni elevilor. Și, bineînțeles, merg mai jos, la wallpaper, observ că nu mă încântă acel model cu linii dictando, ci aș vrea să personalizez și să pun eu o fotografie. Voi apăsa partea din dreapta cuvântului wallpaper. Aici am posibilitatea de a alege din cele prestabilite în aplicație sau pot să adaug propriul fundal și voi alege Add Your Own. Aici, bineînțeles, am mai multe variante. Pot să desenez, draw, pot să încarc, upload, pot să postez un link sau pot să fac o fotografie. Voi alege upload și de aici voi alege o imagine cu steagul Uniunii Europene. Se încarcă. În momentul în care este încărcat, voi apăsa back, el se salvează automat, back. Și mai jos pot să mai selectez fontul dacă vreau diferit să fie. Și, bineînțeles, aveți această opțiune comments, dacă vreți ca postările elevilor voastre să permită comentarii sau nu, în momentul acesta eu o să le las nu. După ce am făcut aceste modificări, apăs save în colțul din dreapta sus. Și în acest moment am într-adevăr dublat, triplat, de fapt apare de mai multe ori steagul, pot să îl schimb dacă doresc, o să-l las așa pentru moment. Bun. În acest moment, vedeți pe ecran Name Your First Column. Este prima coloană din proiect care va fi alocată primului elev. Să spunem, putem să-i trecem numele Daniela S. Și salvez. În dreptul numelui, Daniela, când va intra în Padlet, va putea să încarce diverse materiale apăsând pe acel plus. O să vă arăt în partea de elevi. Dar pentru că am mai mulți elevi, voi merge la Adaugă coloană și voi scrie Mihai Salvează. Mai adaug o coloană. Maria. Atât pentru moment, pentru a vă arăta. Padlet-ul se salvează automat. Tot ce trebuie să facă profesorul este să trimită elevilor linkul de acces. Vă voi arăta imediat cum. Așadar, voi merge în pagina principală, întorcându-mă pe săgetuțele dinapoi și automat proiectul meu este salvat aici. Pentru a trimite elevilor Padlet-ul, intrăm în proiect și în partea din dreapta sus, cum se încarcă și coloanele. În partea din dreapta sus, la simbolurile cu acei omuleți, avem practic opțiunea de share. De aici alegeți varianta potrivită pentru voi. Eu am ales să copiez linkul. Voi merge la Copy Link to Clipboard. Link copied. Dar aveți și varianta să trimiteți direct în alte aplicații. Dacă folosiți Classroom, de exemplu, Share or open via another app. Și aveți opțiunea de a trimite în alte aplicații pe care le folosiți. Eu am rămas la varianta de copy. Acum voi ieși din contul meu pentru a putea intra ca elev. Voi ajunge în pagina principală și de la cele trei puncte gri orizontale din dreapta search-ului, voi selecta log out. Bun. În acest moment, acesta este ecranul de început și pentru elevi, după ce își descarcă aplicația. Și acum, în varianta în care elevul nu își face cont, poate să acceseze Padlet-ul doar folosind linkul primit de la profesor.
Așadar, atunci când se deschide aplicația, voi selecta Continue as Guest, continuă ca invitat, și aici am opțiunea Paste URL, adică să inserez linkul pe care elevul l-a primit de la profesor. Aici voi insera linkul, Paste Clipboard, și în acest moment elevul poate să acceseze Padlet-ul creat de profesorul lui. Își va căuta numele printre coloane și va completa cu texte, fotografii, video în dreptul numelui lui. De exemplu, să spunem la Daniela, dacă apăs pe plus, am opțiunea să scriu text, textul meu. O să scriu doar și apăs post. Automat, sub numele Daniela apare textul creat. Bineînțeles, pot să adaug și fotografii. Voi apăsa pe acest link-ul. Voi apăsa pe săgetuța aceasta cu vârful în sus și voi încărca o fotografie pe care pot să o denumesc mesajul meu pentru un elev european. Nu are neapărat sens, dar vă ajută să vedeți că se poate încărca și se pot încărca și fotografii. Dacă vreau să editez sau să șterg ceea ce am postat, apăs pe cele trei puncte gri verticale și imediat apare opțiunea Edit, Expand sau Delete. Dacă apăs Delete, s-a șters textul creat. Ceea ce postez se încarcă automat în Padlet, astfel că le puteți recomanda elevilor să își facă un plan înainte pentru a fi mai organizați și pentru a avea o structură, pentru a nu crea totul pe loc, dar rămâne la latitudinea voastră cum conduceți către elevii acest proiect. Cam atât în intro-ul despre Padlet. Așteptăm activitățile voastre în contul vostru pe www.îndreptardigital.ro. Vă mulțumesc!